nu este un moment tocmai bun. Din păcate, nu a reușit să rămânem în Liga 1, să recuperăm diferența de goluri. Consider că am făcut un joc bun, am avut o altă atitudine, am reușit să marcăm, iar dacă eram mai atenți, consider că puteam chiar să remontăm rezultatul din tur. Din păcate am făcut greșeli care ne-au costat și așa s-a încheiat meciul. O victorie cumva nu reconfortantă. O victorie care amară, dar bine că am terminat cu o victorie. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea îmi găsesc cuvintele pentru că sunt foarte supărat. Este un moment delicat al clubului. Consider că am încercat să fac tot ce este omenește posibil să redresez situația, pentru că n-am venit în cel mai bun moment, dar împreună cu staff-ul și cu conducerea, cumva am reușit să ajungem la baraj. Am mai avut o șansă și nu am putut să profităm de ea. Pare că mai fi o șansă la comisii. Eu sunt pe partea de tehnică, pe partea terenului. În partea cealaltă, cei din conducere, nu este treaba mea. E greu, pentru că e un moment delicat, nu e ușor pentru nimeni și trebuie să lăsăm să treacă un pic această amărăciune și să tragem linie și să vedem ce se poate face în continuare, să ne reorganizăm, să încercăm cumva să ne ridicăm de jos, pentru că am fost tăvăliți anul ăsta foarte mult, ne-am chinuit foarte mult, să ne ridicăm de jos, ne ștergem de praf și să reconstruim această echipă așa cum îmi doresc și cum am spus de la început, să avem ADN piteștean. Jucătorii au avut atitudine, din păcate n-au știut să gestioneze emoțiile și astfel am terminat și al doilea joc în 10 jucători. V-a sunat cineva de la primărie după meci? Nu, m-am uitat la telefon până acum. Nu cred. Ce urmează pentru Bogdan, dacă ești vinilă? Pentru mine urmează o analiză a ceea ce s-a întâmplat până acum, o analiză a lotului, să vedem ce jucători rămân și împreună cu cei din conducere să ne apucăm să reconstruim echipa așa cum trebuie. Deci nu abandonezi până abia rămâi? Nu, eu am făcut tot ce a depins de mine pentru a rămâne în Liga 1, dar în continuare rămân alături de echipă. Cel puțin eu am contract în continuare încă un an. Da. Ai așa stabilit în mare strategia pentru sezonul viitor? Avem în primul rând de văzut ce jucătorii rămân, pentru că unii sunt la final de contract, trebuie să vedem ce jucători avem în Academie, trebuie să ne apucăm de treabă, dar, repet, este acum momentul ăsta suntem cumva bulversați toți, pentru că noi chiar am sperat să câștigăm acest baraj. Ai